Hai, dimineața, n-am venit la treabă în concediu, că ăsta e avantajul de a fi patron, poți să vii la muncă la ce oră vrei tu. Și când ești în concediu, mai exact, poți să vii oricând vrei tu. Ideea este în felul următor, ne-am apucat de Skoda de pe data de 15, tragem pe ea, sperăm ca până la într-o săptămână, 5-6 zile să cânte. Nu cred că va fi complet gata, dar va fi exact funcțională și putem să umblăm cu ea și să ne plimbăm și toate cele. Și hai să vă arăt până unde am ajuns. Și se dă în felul următor. Momentan e partea de testări. Am pus lateralele, le-am prins, le-am așezat, am decupat ce a fost de decupat, am prins. Se așează frumos, mai sunt câteva zone care vor trebui un pic editate. Spre exemplu, partea asta a trebuit să stea puțin mai în sus aici. Acolo este ok, acolo este ok. Va trebui să facem la 3D print niște mascatoare, niște suporți care o să intre de plastic și să mascheze, să nu se vadă urât. Una de aia trebuie să mai caut, că pe undeva prin hală este pierdută de ceva timp. Aici o buleală de-a mea, când nu ești atent, tragi și ești prost și se întâmplă lucrurile de genul ăsta, va trebui să-l costoresc pe ăsta înapoi aici. Ok, până aici toate bune și frumoase. Suportul este pus, parțial cablajele trase prinăuntru, nu știu dacă vor fi finale, dar cam asta îmi poate capul până acum. Și, da, ca o chestie, la piese de resistance, că asta am pus-o ca să nu stea țăranul să murdărească. Au venit și scaunele de la Sparto, super scaune, king comode și cum vreți voi. Arată bine, e ok, arată bine, te simți cât de cât în ele, nu sunt la fel ca alea originale, frate, că nu e aceeași chestie, dar na, tuning! Și poate să stea pasagerul și aici cu picioarele liniștit, îi sparg fața dacă îmi lovește difuzorul, dar asta e. Nu mai luăm pasageri. Ca să prindem scaunele, am luat șinele și suporții de pe cei vechi. S-au polizat din partea asta de aici. Aveau niște nituri și au putut să iasă. Și am folosit niște L-uri, destul de măricele în principiu. Nu știu dacă vor rămâne așa, dar sigur nu vor rămâne așa. Niște L-uri pe care să îi folosesc în partea asta aici, să pot să fac prinderea la scaun ca să stea cât de cât ok. Și mă gândesc acum, pentru că se așează și este totul regulă și pot să folosesc și scaunul, să-l dau în față, în spate și este și înălțimea care trebuie și cum trebuie și toate cele, aș putea acum să mă duc să-mi sudeze cineva astea aici frumos, după care să le tai la față, să le polizez cum trebuie și vopsite cum trebuie, ca să arate cât de cât frumos. Sau pot să las chestiile astea aici și să încerc să-i fac din fibră de sticlă o protecție în partea asta, și să arate mai frumos, să pot să mă prind cu ea de partea asta aici. Nu știu, momentan aia mai rămâne în discuție. Ce și cum. Nu știu dacă v-am arătat aici, am schimbat astea, am pus hibrid audio. Am îmbrăcat trimurile alea cu peleu și tuiterele sunt aceleași pe care le știați. Unul dintre amplificatoare, doilea din amplificatoare, al treilea din amplificatoare și procesorul. Și haideți să vă arăt aici pe spate ce și cum. Am plătit de două ori ca să scrie și pe spate la asta. Ce am gândit și cum am gândit? Pe aici. Instalația electrică vine prin spatele mochetei așezată. Destul de frumos. Vine pe jos, mă rog, vine așa, iese pe aici. Și intrăm prin țev, prin partea asta, la altă pe aici. Am dat găuri în țeavă și am scos cablajele. Astea sunt alimentările pentru cele două amplificatoare. Cel de bas care vine în partea de jos aici, Masoyu, și pentru Zapco, pentru tuitere, care va veni pe partea asta la alta aici. Și am făcut în felul următor. Ca să putem să scoatem cablajele, să nu fie probleme, sunt niște bucși de cauciuc, ceva de genul ăsta, mai exact așa ceva, care intră pe țeavă, să nu avem probleme. Pe partea asta la altă va trebui, ăsta e doar căutător. Am luat alt cablu acum să-l înlocuim. Ăsta galben este alimentarea pentru Zapco, cel care va sta în partea asta la alta aici. Și are și acolo gromit de la sau bucșe de cauciuc sau cum vreți voi să-i spuneți chestiunea aia de acolo. O să tragem și minusurile și există o oarecare posibilitate să mai trebuiască niște găuri, pentru că
cel puțin o gaură, probabil de aceeași dimensiune, ca să ieșim cu remote-ul și cu și mai ce? Remote-ul. Că RCA-urile le facem altfel traseu. Oh, ce era să scapă, fraier. Pentru că RCA-urile o să stea undeva în partea asta, la altă aici. Dacă procesorul vine în partea asta de aici, avem pe partea asta și pe partea aia la altă în sus, prin spatele la unde va sta amplificatorul de acolo. Și ca să fie bine, să nu fie rău, uitați, stați aici de 40 de milioane de mii de wați. Man. Așa. Am luat cablu ecranat de microfon. Nu se vede prea mare lucru pe aici prin el. Și RCA-uri. RCA-uri. Partea interesantă este că nu sunt toate la fel. Avem o bucăție așa. Au te schemă cu o mână, faci mai multe lucruri. Ok, intră cablajul înăuntru, ăsta se mai desface încă o dată de aici, poți să lipești cablul frumos, elegant înăuntru, ăsta intră prin cablu când îl strângi, ține cablu. Deci ăsta o să dau o căruță de bani pe RCA, oricând pot să dau o căruță de bani doar pe capetele și pe cablu de RCA și să mi le fac eu. Așa. Și ca să nu se vadă alea, pentru că nu sunt chiar atât de stresat de lucrurile respective, avem partea asta aici, chestiunile de genul ăsta, la 90 de grade, pe care le vom folosi în stații ca puțin mascatoare, să nu se vadă chiar atât de urât. Și avem și am putea să-l facem și așa și așa și să venim cu RCA-ul pe substație ca să nu se vadă. Ar fi o chestie interesantă. Eu zic că avem suficient aici cât să putem să facem treburile de genul ăsta. Astea sunt niște lucruri mai vechi, niște RCA-uri mai vechi. Așa. Și, nu știu, cred că mai aveam sau nu mai aveam. Nu. Astea ar fi de aici, dacă nu e problemă, cei de la Edotech mai au, putem să mai luăm, dacă este nevoie. Aici avem un amplificator, un Helix, pe care îl voi pune pe Audi. Momentan este în stadiu de, încercăm să polișești geamul ăsta, să iasă ceva, dar până acum nu iese decât scrisul. Așa că dacă este până la urma urmei, o să-l polișem pe tot complet să nu se mai vadă. Și asta este, o să facem o grafică, o chestiune de genul ăsta și o să le atașem pe aici. Vedem ce și cum. Asta este, a fost la preț bun. Și cam atâta la partea asta. Săptămâna asta, asta vreau să reușesc să fac și asta o să vă arăt în momentul de față, pe unde mai tragem cablajele și toate cele. Am prins bateria pe poziție. O să trebuiască să facem aici o schemă puțin la cablul ăsta de plus care vine din față. Trebuie să-l îndoim puțin în L. O să trebuiască pus și o siguranță în partea asta, ca să fie siguranță și în spate și în față, în caz de Doamne ferește lovește cineva mașina de la mijloc, să se ardă siguranța și de aici din spate și din față, ca să izolăm bateria. Și după care sper spre finalul săptămânii sau săptămâna viitoare posibil să facem aici toată partea asta, să luăm o bucată de lemn, să o tăiem pe măsură, să o croim, să o așezăm, să o așez, să o croiesc. Și o să mai trebuiască niște rășină, pentru că vreau să fac o modificare pe partea asta aici. Mă gândeam la rășină epoxică, dar când am văzut prețurile acum, câți bani au intrat în ea, mai facem și noi excepție. Pentru parte de Infinite Mirror, ceea ce înseamnă o chestiune de genul ăla, care este încă în lucru partea aia, va sta pe aici, LED-uri pe margine, mai vine încă o oglindă de aia deasupra și îți dă impresia de fântână. Acum na, testicles, testăm. Încercăm în partea asta aici să punem cu rășină, să facem la nivel, mă gândeam la epoxică, pentru că mă gândeam să-l fac pe ăla cu LED-uri înăuntru, dar nu o să meargă chestiunea respectivă, așa că o să facem cu rășină normală și cu colorant negru, să aducem până la față, să-l facem cât mai nivelat și poate îl colăm pe ăla cu oglindă, sau dacă nu, să punem un suport de oglindă, dar avem nevoie neapărat de suprafață dreaptă aici și apă autonivelantă. Ok, mă apuc să fac puțin o ordine pe aici, să-mi găsesc culele, să mi le pregătesc și continui cu partea de tras cablaje și aranjat firele de acolo. Vă arăt imediat ce și cum am rezolvat. Dragi Mihai, cablajele prin țevi pe aici să nu se vadă, să fie totul aranjat frumos, să fie clean, să nu știu ce. O să fie distractiv, dar faptul că nu încap toate nu a zis nimeni. Trebuie să stai cu căutătorul așa,
Vasilică și și acum să ne rugăm că tragem de ăsta de aici și vine ăsta la din partea asta, la altă de aici. Un succes mie. Mai tata, chinuială, frate. Reușit să-l scop pe fraierică Geamantan prin găurica aia pe acolo. Hai, dă-mi. Ce nebunia lui Salami pe aici? Asta e! Tuning! Mică pauză de cafea. Hai, dă-mi Dumnezeu sănătate la aparat. Am început să punem amplificatorul de sus. O să alimentările le avem prin spate, pe partea asta, la altă. Cât de cât așa la rece, aruncate pe aici. O să vedem cum putem să facem prinderile, pentru că avem de la șuruburi niște puțin capăt acolo și vedem cum facem niște chestiuni să țină cablajele în spate așezate frumos. Am pus procesorul pe poziție cât de cât acolo, să vedem cu RCA-urile ce lungime avem de făcut pentru cablaje. O să punem și amplificatorul jos și amplificatorul ăsta din față. Cred că ăsta o să-l punem ultim ca să văd cu exactitate cât îmi trebuie de cablaje. Și nu știu în ce m-am așezat, că sud pe cur tot. Nu știu pe ce naiba m-am așezat, vorbeam la telefon și să-mi fleașcă. Și acum iau o pauză frumos, o cafea, cât mă usuc. Și ca idei și ca păreri și ca toate cele, o să fie distractiv. Avem cablurile de alimentare în partea de jos. Avem partea de minus, sunt trase cele două minusuri de 20 pe aici, sunt scoase pe partea asta la altă și pe aici o să le învelim frumos să se vadă negru cu negru, roșu cu roșu, vii cu vii și cu ai lui. Partea de sus, aceeași mâncare de pește. Aici m-am îngrăbit eu un pic și am tras cablajele astea fără să bag material de la peste, o să trebuiască să fac o chestiune în felul ăsta, într-un fel sau altul, și astea aici o să stea într-un fel așa. Într-un fel așa și așa, ca să intre în partea asta la alta aici. Difuzoarele le-am făcut separația și pe astea le așezăm într-un fel. Și mai trebuie văzut, hai să vedem noi cum ne întindem, să ne bronzăm pe aici. Mai trebuie să vedem, astea nu cred că o să pot să le trag pe aici, că am văzut acum RCA-urile, dar nu mă interesează alea că sunt line input-uri. Avem fibra optică aici, care este un lucru super șmecher, pentru că l-avem aici, nu știu pe unde o să-l scot. O să trebuiască teoretic de aici și intrat, cred că prin gaura asta pe aici, pe partea asta, și să ies cu el undeva pe partea asta la altă pe aici. Dar să vedem cât de mult mai îmi permite chestiunea asta, cred că aproape deloc. Cred că o să ies cu el pe partea asta pe sus pe aici și o să lasă să se vadă un pic, pentru că n-am ancotro. Sau ne batem un pic capul și îl scoatem. Vedem, nu știu ce și cum. High input nu mă interesează că nu folosesc. Alimentările o să mai trebuiască. Are probabil tot printr-o parte, nu știu exact prin care. O să pot să intru cu alimentările, dacă este din partea aia de acolo, prin țeavă, și să ies cu ele tot pe aici, pe partea asta, că e destul loc, că sunt decât astea, și fibra optică. Îmi trebuie efectiv un plus, un minus și un remote, pentru că fibra optică nu dă semnal de pornire, o să ne trebuiască un remote și un fir destul de grosuț, ceea ce înseamnă că mai trebuie să trag un cablu. Back to the drawing board, pentru că doar ce mi-am dat seama ce și cum. În fine, și pe astea aici o să punem separat pe ele. Aici o să vină roșu. Am ales să se vadă așa roșu aici și negru în partea asta, altă pentru că arată mai bine. Și că două țevi de evacuare. O să vină și asta mai jos. E trasă acum ca să pot să le îmbrac pe astea de sus. Astea o să mai intre puțin înăuntru. Asta e un pic mai încolo. O să se așează și o să vedeți ce și cum. Deci, până în momentul de față avem în felul următor. Avem pozitivul și negativul legat la amplificator, cablaj dur, cablajul intră prin partea asta pe aici, iese pe aici, îmbrăcat, pleacă așa, se duce încolo și o să plecăm cu minusul, o să ne prindem undeva în partea aia acolo, pentru că asta este sudată direct de oală, așa că minus mai bun de atât nu găsim. Și plusul o să plecăm cu el prin spate pe mochetă pe acolo și o să intrăm în panoul de siguranță acolo, la amplificatorul ăsta mare. La astea, la alte mici, le avem pe jucăriile astea, avem tot pe acolo cablurile și sunt deja legate în amplificator acolo sus unde se văd la două roșii și castraveți. Așa, și am pus procesorul pe poziție, ne-am adus fibra optică care o să stea în el, o să trebuiască remote-ul pentru că de asta am uitat și o să vedem cum îl facem și pe la mâine, că efectiv chef nu mai e astăzi. Astea au rămas în poziția în care erau, alea au rămas în poziția în care erau. Cablajele aici am băgat un d-asta, dar este mult mai mic, o să trebuiască să fac mâine o altă schemă, un
nu știu ce altceva o să fac. A, am niște termo de la dur, cum am pus în partea asta la alta aici. Este un termo care se face plastic. Așa. Fibra optică a trebuit să intru cu ea pe deasupra pe aici, pentru că nu-mi intră pe nicăieri și nu știu cum o să-l fac pe ăsta să-l așez pe aici, pe efectiv. Nu știu. Vedem. Vedem partea asta, cum îl mascăm un pic, așa și așa. Ajungem noi și în punctul ăla până acolo. Am prins amplificatorul jos de bas pe celălalt. Așa. Pe celălalt încă nu l-am prins pe ăsta în față, pentru că o să trebuiască să iau mulajul pentru RCA-uri. Avem în față, în partea asta aici, avem RCA-urile și o să trebuiască să vin cu fiecare în parte și să-l poziționez către ce trebuie. Ia să-l pun eu pe ăsta aici, pentru că o să le încurc. Ăsta este tweeter-ul de pe partea dreaptă. O să trebuiască să fac RCA-urile după dimensiunile necesare, să văd până unde mi-ajunge și revin imediat când mă sună cineva. Cum spuneam, am vorbit la telefon, în fine. RCA-urile va trebui de acolo să le poziționez, de acolo, o să vină prinse pe bară, o să vină în partea asta la altă două RCA-uri, după care alte două o să trebuiască tot pe bară, în partea asta la altă, și să le cobor într-un fel elegant, sau nu, sau vin cu ele pe acolo și pe partea aia la altă și cobor cu ele așa ca să intru în... trebuie pe partea asta la altă. Cred că mai bine, oarecum mai bine, pe partea asta la altă. Ok. A, așa. A, da, stai așa, că și pe partea asta la altă sunt RCA-urile. Deci nu în partea la altă, pe partea asta vin RCA-urile. Eu prost. De aici, astea șuruburile astea mă să rămână, că la EMAC, că n-avem voie cu șuruburi stea, pentru că sunt stea, nu știu. A, așa. O să vină RCA-urile din partea aia la altă pe dedesubt. O să urc cu ele mai ușor și vin cu ele pe partea asta aici și intru. Aici o să fie ușor. Și pe partea aia la altă o să fie ușor, că o să coborăm cu ele. Și pe partea asta la altă o să vină tot la fel. De ăla, prins pe o țeavă, ieșim cu ele aici. Mă rog, ca idee ați înțeles sau nu ați înțeles. Asta e, o să le vedeți când le facem pas. Ok. Până acum... Cam nimic făcut, dar asta este, ia foarte mult timp de tras cablajele astea micuțe, de așezat, mai sună telefonul, mai sună una, mai sună alta. Idei de făcut, chestii de făcut. Bun, momentan pentru ziua de astăzi rămâne atâta. O să încerc să fac în fiecare zi câte un episod, să-l postez până la Crăciun și să sperăm că avem noroc și merge. Bun. Astea sunt de data asta, tot ce am făcut cam până acum, v-am prezentat cam tot ce era de prezentat. Cam aia e. Ne vedem mâine cu restul de legături și poate RCA-urile. Baftă! Ciao, les!